Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să fac un video în colaborare cu Bianca Cosmetic Lover. Eu o să vă arăt machiajele pe care le-am cumpărat și pe care le-am primit în ultima timp și o să vă arate pensulicile frumoase cu care ați putea să vă machiați cu fardurile și machiajele pe care eu le-am cumpărat. Și o să vă las în descriere link-ul către canalul Bianca Cosmetic Lover și haideți să începem. În primul rând o să încep cu machiajele de la WYCON Cosmetic. După cum știți, eu am și canal de YouTube în italiană și deja am făcut video și am încercat aceste vopseluri pentru buze care sunt de lungă durată. Se numesc Long Lasting Lipstick și am cumpărat 3 culori pentru că îmi plăceau foarte, foarte drăguțe. Și este mauve-ul acesta, foarte, foarte drăguț. După aceea este acest roz spre roșu și acest roz. Un alt lucru pe care l-am cumpărat este această ojă. Este o ojă portocalie, super, super colorată așa și neon. Îmi plăcea foarte mult și așa că am cumpărat-o și pe asta, chiar dacă am o grămadă de oje. Un alt lucru pe care l-am cumpărat este acest iluminator. Este foarte drăguț. Culoarea este culoarea roz perlă, culoarea 102 și arată așa. Nu este destul de pigmentat, chiar este pigmentat, trebuie blenduit foarte bine pentru că după aia se vede așa prea tare. E drăguț, îmi place, deja l-am folosit odată și trebuie oricum blenduit ca lumea, da. Un alt lucru pe care l-am cumpărat este acest corector de la noua colecție, de la colecția Radiant Touch. E culoarea 01 beige deschis și e super pentru că are pensulică și trebuie să învârț de ea ca să iasă produsul. Produsul deja am folosit acest corector, bineînțeles eu fiind foarte deschisă la culoare, am luat culoarea 01 beige chiar, beige și aproape că nu se vede pe pielea mea, e drăguț și îmi place așa cum se simte, că nu e nici prea gras, nici prea uscat, îmi place. Un alt lucru, două, care mi-am cumpărat sunt aceste două creioane pentru ochi. Unul este culoarea untului și unul este alb lapte. Am mai cumpărat, știți că eu folosesc creionul de la noua colecție Long Lasting Crayons de la WYCON. Este foarte, foarte drăguț, este și foarte bun, ține mult, scrie imediat, e nemaipomenit, îmi place foarte mult. Și acum să trecem la Shaka. Și am aici un fond de ten, fondant lejer, este foarte drăguț, l-am folosit deja odată, nu are acoperire foarte mare, dar mie îmi place pentru că este foarte fluid și nu este prea gras, eu urăsc fond de ten gras. Tot de la Shaka mi-am cumpărat 3 parfumuri care sunt super. Sunt astea 3. Sunt ale micuțe pentru că eu nu vreau să Nu-mi place să am sticluțele mari ca să fiu obligată să folosesc numai în palea, mililitri. Și am luat Sensual, care este foarte, foarte dulce, e Sensual. E de nu se poate. După aia am luat păsta Sexy în cutiuța portocalie roșie așa. Și acesta este foarte, foarte dulce, e de nu se poate. Și am mai cumpărat ăsta Fucsia, care este seductiv și are așa o flor de liliac. Tot de la Shaka am cumpărat această pensulică pe care am rupt-o în momentul în care am desfăcut-o. Și e o pensulică din aia care se ține în gentuță. Ce drăguță este. Și era normal că eu fac nebunii și am rupt-o, dar trebuie să o lipesc și merge. Am mai cumpărat, mai am aici două rimeluri de la Essence, nu le-am folosit niciodată. Unul este Maxim Volum și celălalt este Long Lashes. Și o să le încerc să vedem cum sunt. Am mai cumpărat un creion negru. Eu cumpăr pe unde mă duc, cumpăr creioane negru. Și am mai cumpărat acest iluminator. Este un iluminator tot de la Shaka. Este culoarea 10 pink. Și cam astea au fost cumpărăturile mele de la WYCON. De fapt, astea am primit un voucher și mi le-am cumpărat de Crăciun. Sper că video v-a plăcut, nu uitați să vă duceți și la Bianca Cosmetic Lover. Vă urez o seară plăcută și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!